Salutare, vă zic din nou. Astăzi este 1 decembrie și ne-am hotărât să sărbătorim Ziua Națională a României prin o vizită. De data asta într-o țară mult iubită de români și anume Italia. O să mergem și pentru următoarele 2-3 zile o să vizităm orașul Pisa. Acum am trecut de verificarea de securitate și acum suntem foarte entuziasmați că vrem să intrăm la Business Lounge. Sperăm să putem intra la Business Lounge fără să plătim, că avem cargold la BCR. BCR cargold, da. Control auto. Între timp trebuie să mai trecem de controlul de pașapoarte și să vedem unde este lounge-ul ăsta și dacă trebuie să plătesc măcar un euro, nu o să intru, pentru că sunt Chernov. E zgârcit, dar revenim cu detalii mai târziu. Ce faci? Am reușit să intrăm la Business Lounge. Deja am fost destul de reticenți, pentru că nu știam dacă ne servim noi, cât putem să luăm, ce se întâmplă, așa că am întrebat pe doamnul Poeta, mă, de care ne-a zis. E prima oară. E prima oară pentru noi și am aflat că avem 3 intrări gratuite de persoane la Business Lounge, dar de voi pe care avem de la BCR. Și o treabă foarte bună. În sfârșit am ajuns și noi pe pământ macaronat. Să vă povestesc un pic și prin ce peripeții am trecut. Și acum, de fapt, ne cam rupem picioarele ca să ajungem la cazare și o să vă zic imediat și de ce. Tot începe acum 2 sau 3 zile, când a început să mă pască un pui de răceală și încă îl am, adică sunt destul de... Nu pot să zic că mă simt excepțional de bine. După care am primit o super veste de la prima cazare pe care o lasem aici, și anume că check-in-ul se face ultima oară la ora 8 seara. Asta în condițiile în care avionul nostru, în cel mai fericit caz, ar fi ajuns undeva la 8 fără un sfert și am fi avut de mers cam 30 de minute de la aeroport până la cazare. A fost și vina mea acolo, pentru că n-am citit foarte ca lumea condițiile, și anume că ultima cazare la check-in-ul la ora 8. Am sunat, am vorbit cu hotelierul. Ce m-a deranjat cel mai tare la el a fost faptul că țipa la mine că el nu stă peste ora 8, nici măcar un minut ca să mă aștepte, ceea ce mi s-a părut nu vreau să-l fac nici într-un fel. După care am luat cea de-a doua cazare, ăștia ne-au zis că închid la ora 9, momentan e ora 9 fără 20, deci de-aia ne rupem picioarele ca să ajungem și acolo. Al treilea lucru, avionul a întârziat aproape o oră, nu știu, s-a mai întâmplat ceva? Da, ne-au pus bagajele în braț ăștia de la Ryanair ca să poată să-și pună alții bagajele în locul alor noastre, nu știu, am uitat ceva? Momentan cam astea sunt peripețiile, deci putem zice că vacanța asta, în excursia asta în Pisa, nu a început chiar excepțional de bine. Dar ajungem la cazare, luăm cheia, care e cel mai important, să avem unde să dormim. Tehnic am plătit 2 cazări noaptea asta, dar nu, să sperăm că dormim la a doua măcar și nu trebuie să luăm și pe a treia. După care poate ieșim și noi să căutăm un market, să cumpărăm o bere, ceva, și să ne retragem la culcare, că suntem destul de,
de obosiți. Dar mâine urmează o zi plină. Numai bine! Bună dimineața sau buongiorno, cum zic italienii aici, deja ne-au zis de vreo 2-3 ori treaba asta. Tocmai am plecat de la cazare, este cam 9:15 ora. Și acum mergem pe pietonală către centrul istoric al Pisei, să vizităm, bineînțeles, cele mai importante atracții de aici, așa nume biserica, mănăstirea, turnul înclinat din Pisa, care e cel mai faimos, și așa mai departe. Așa că ne vedem acolo. Am ajuns și în centru, în spatele meu, acolo se poate vedea turnul din Pisa. Pot să zic că sunt destul de mulți turiști și avem și bilete de intrare. Biletele de intrare au costat 10 euro ca să vizităm tot ce înseamnă piața de aici, din jur, mai puțin turnul. Dacă vrei să intri în turn, te costa 17 euro, 15 minute, adică să urci și să stai un pic acolo, după care să cobori. Și se putea face doar cu programare în prealabil, adică nu puteai să vii de nebun când vrei tu și să urci în turn. Vreau să vă arăt un pic și cât de înclinat e turnul și cel mai bine se poate vedea lucrul ăsta aici jos la bază, în partea asta, se poate vedea cât de adâncă este fundația și dacă ne uităm în partea asta la altă, este cu câțiva metri mai adânc. Asta înseamnă că avem multe grade de înclinație. S-ar putea să cedeze și tocmai de aceea turnul să se prăbușească. Vreau să vă mai povestesc o istorie drăguță despre turnul din Pisa.
cu toate că a trecut de-a lungul timpului prin mai multe cutremure și a supraviețuit, și așa ultima oară când a fost în pericol acest turn a fost în timpul celui de-al doilea război mondial, când nemții se retrăgeau pentru că aliații tocmai debarcaseră în Italia și se apropiau de Pisa. Unul din soldații nemți a primit ordin de la superiorii săi să dinamiteze baza turnului, dar legenda spune că acesta, văzând frumusețea turnului, nu a putut să facă lucrul ăsta și a preferat să fugă și să lase turnul intact. Și pentru asta putem doar să îi mulțumim și să ne bucurăm în continuare de el. Bună, vreau să vă povestesc câteva lucruri despre Catedrala Santa Maria sau Domnul din Pisa, una dintre cele mai importante arhitecturi în stil romanic. A fost pusă prima piatră a temeliei în anul 1093. Turnul din spate, turnul din Pisa, reprezintă clopotnița bisericii. Ele au o strânsă legătură, este un element foarte important al bisericii și poate cel mai important monument sau element de vizitat din Pisa. Ca să vă mai spun câteva detalii despre biserică, aceasta a trecut printr-un incendiu în anul 1595, unde majoritatea picturilor impresionante din interiorul acesteia au fost arse. Cel mai important arhitect care a contribuit la construcția bisericii a fost Buschetto, care a fost și îngropat aici. Iar exteriorul bisericii a fost continuat de predecesorii acestuia. Mai multe o să vă las pe voi să descoperiți. Tocmai am intrat în catedrala din Pisa și pot să zic că este spectaculoasă, este mare și plină de tablouri. Camposantul Monumentale este ultima parte a pătratului care închide suprafața Catedralei Santa Maria. În traducere ar fi Pământul Sfânt, iar legenda spune că în anul 1149, după cea de-a doua cruciadă, aici au fost îngropați toți cei care au murit și totodată legenda ne spune faptul că în 24 de ore trupurile acestora au devenit schelete. Este impresionant ce vedem aici, dar voi lăsa imaginile să vorbească mai mult de la sine. E ora 12, tocmai am băut o cafea, un cappuccino și am mâncat două cupe de gelată. Ne-au costat 5,80 €, deci foarte bune prețurile chiar aici în centru. Și acum urmează să luăm în continuare orașul la picior, să vedem ce mai putem descoperi fain de văzut și de vizitat. Pa 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 p
ora 2:30 și ne-am pus și noi să mâncăm. Am dat 23 de euro pe două pizze, o bere și o apă plată. Și cam așa arată pizza. Asta este Capriciosa, asta este Fantasy, ceva local de la ei. L-am întrebat pe nenea care e cea mai bună pizza și mi-a zis că asta. Berea și cu apa. Și acum nu pot să zic decât, Bibi, Bianca, bun apetit! În sfârșit am reușit să ajungem și noi la cazare. Cazarea care am luat-o prima oară. 150 de euro a costat pentru 3 nopți, doar că o să stăm aici doar 2 nopți? 2 nopți, da. Haideți să vă fac foarte repede și turul. Intri pe ușa principală și ai un fel de hol destul de mare. Este o clădire veche. După care aici avem baia. Destul de micuță. O clădire veche în stil italian. Și aici avem camera. E camera superioară. Tavanul e foarte fain. Și camera arată bine. Cu mobilă veche. Pardeseala la fel. Mozaic. Din asta vechi. Da, păcat că au stricat-o cu... N-au mai vrut să ne aștepte jumătate de oră, o oră. În rest arată bine, îmi place. Și aici jos este alea pietonală de aici, din Pisa. Am zis să venim să vedem turnul și catedrala și noaptea, așa că vi le arăt și vouă. Bună dimineața, este 9:30, tocmai am plecat de la cazare. Am dormit bine, chiar foarte bine, a fost cald și patul confortabil. Mergem către gara de aici, din Pisa, către gara centrală, să vedem dacă reușim să luăm un tren, să mergem să vizităm orașul Lucca. Facem asta pentru că ieri am făcut în total vreo 22 de kilometri pe jos, pe aici, prin Pisa. Și am cam văzut cam tot ce se putea vedea. Nu este un oraș foarte mare, dar e destul de frumos. Singurul lucru mai nasol este că plouă, picură deja și ziceau ăștia că cam toată ziua o să plouă în regiunea toscană astăzi. Și se vede că cerul este înorat. A început ieri de pe la ora 12 să fie înorat. Să sperăm că nu o să ne plouă foarte, foarte tare. Vedem. Ne vedem la gara. Ce linie? Încă n-am găsit linia mai... Hai să vedem, întrebăm pe aici. Mă mai uit pe bilet. Am dat 15 euro pe două bilete dus întors către Lucca pentru două persoane. Acum să găsim trenul, să vedem care merge încolo. Am întrebat doi operatori de la Tren Italia dacă e trenul către Lucca. Ne-au confirmat, așa că ne-am urcat mai repede, deși pe bilete scrie că la 9:50. E ceasul 9:35, așa că hai să ne alegem locurile. Păi eu vreau loc la geam. Cred că putem să stăm aici. Hai să stăm aici. Da? Pa.
cât facem? Scrie cumva pe bilet? Nu văd să scrie, dar cred că undeva la 20-30 de minute. 24... 24 de kilometri. 24 de kilometri. Dar nu știu în minute cât o să facem. Din câte mi-amintesc, trenurile lor mergeau destul de repede. Uite acolo, o să scrie. E 10:20 și suntem în gară la Luca, acum ieșim de fapt în gară. Am făcut cam cât 30 de minute, cam așa cu trenul. 24 de kilometri, nu, a avut vreo 4 opriri, dar condițiile bune, a mers bine. Orașul Luca este situat pe malurile râului Sergio. Și este foarte cunoscut pentru zidurile sale din perioada renascentistă care înconjoară centrul orașului, precum și pentru străduțele sale de tip medieval. Merge acum să urcăm în turnul Guinigi. Turnul datează din secolul al XIV-lea. Este ultimul turn care a mai rămas din cele 250 de turnuri. A fost construit ca un simbol al bogăției familiei Guinigi. Turnul are 44 de metri înălțime. Ce este spectaculos este că pe acoperișul acestuia sunt plantați stejari. Abia aștept să urcăm să vedem. Încep să-mi regret decizia de a da 5 euro ca să urc la turn. I-am dat camera Bianca și am preferat să o las pe ea să urce sus. Din păcate, mi-e mult prea frică de înălțime și n-am putut să urc decât până pe acolo, pentru că ce mă aștepta mai sus mi se părea de-a drept oribil. Uitați-l pe Silviu speriat lipit de perete. Băgat colț.
Mai bine nu, că am mai intrai doar. Nu te mai băga la așa ceva, tu. S-a crăpat buzele. Da. În spatele meu este Catedrala San Martini din piața... Cum se numea piațeta asta? Anteminelli, din piațeta Anteminelli. Poate ploaia ne-a cam stricat ziua. A ținut cu noi doar până pe la ora 12:01. Acum e 2 fără un sfert și a început să plouă destul de tare, adică suntem destul de uzi. Așa că am luat-o la picior către gară, să luăm trenul înapoi în Pisa. Și o să vedem acolo ce facem mai departe. Probabil o să mergem să mâncăm ceva, niște paste, nu știu, poate ne schimbăm un pic, că probabil o să ne udăm. No, cam ăsta e planul pentru restul zilei de astăzi. Iată-ne, din nou ajuns și în Brașov. Este duminică seara, 7 fără un sfert, cam așa e ceasul. Ce pot să zic despre Italia? Nu e prima oară când o vizitez, am mai vizitat și Veneția. Pot să zic că orașul Pisa mi-a plăcut foarte mult. Am cheltuit mai puțin bani pe mâncare decât ne așteptam, pentru că prețurile erau mult mai mici decât în Veneția și asta este un atu. Mâncarea, în schimb, nu mi s-a părut la fel de delicioasă. Ca și oraș, mi-a plăcut foarte mult pentru că era curat, destul de curat pe jos. Știu că asta zic despre majoritatea orașelor pe care le vizitez, dar mă așteptam să fie mai murdar. Mai ales că este un oraș destul de turistic și erau destul de mulți turiști, dar era curat pe jos. Și comparativ cu Brașovul, mi s-a părut un oraș mult mai liniștit și cu mai puține mașini, deci nu era foarte mult zgomot, ca să zic așa. Per total, merită să faci un weekend din ăsta prelungit în Pisa, dar nu vă recomand mai mult de o zi, poate două, full de stat acolo. Pentru că, în mare parte, într-o zi cam poți să vezi tot ce are de arătat orașul Pisa. Cam atâta, în mare, pot să zic doar că ne vedem peste câteva săptămâni. Numai bine!